Permiteți, da? Sigur că în momentul în care te apuci să construiești o casă, ți-o dorești din cărămidă. Sigur, poți să o faci și din chirpici. Nu cred că este la fel de confortabilă și nu cred că te simți la fel de bine acolo. Având în vedere succesul pe care l-a avut această caravană a lui Moș Crăciun cu televiziunea copiilor anul trecut, ne dorim ca anul acesta, într-adevăr, să putem aduce și câteva vedete de prim rang ale muzicii din România și, bineînțeles, să aducem cât mai multe obiceiuri și tradiții populare pe această scenă și în acest area. De asemenea, cred că și produsele noastre tradiționale de aici, din Vrancea, trebuie să aduse în Focșani, care este, sigur, centru și capitala județului și în care cred că poposesc cei mai mulți oameni veniți de prin alte părți și pot lua contact în mod direct cu aceste obiecte specifice Vrancei. Sigur, ne plângem că avem o infrastructură neadecvată. Există, într-adevăr, și această problemă. Dar oamenii care vin trebuie să aibă, într-adevăr, posibilitatea de a lua contact cu aceste obiceiuri și cu aceste obiecte pe care noi, vrâncenii, le facem și pe care lumea, de prin toate zările, le apreciază. De asta am considerat estimativ o astfel de sumă. V-am spus la ședința de comisie că, în baza sumei aprobate, noi, conform legii, vom căuta să facem achiziții PSAP cu o firmă, să colaborăm cu o firmă care cu siguranță va putea să întrunească toate cerințele pe care noi le vom stipula contractual. În așa fel încât o lună de zile, deci vorbim pe această sumă, nu pentru o sărbătoare de două zile sau de o zi, vorbim de o lună de zile. Deci acest contract va fi încheiat odată cu ultima sărbătoare a iernii, sărbătoarea de Sfântul Ion. Așadar, pentru o lună de zile e vorba pentru această sumă, ca în fiecare zi să putem avea la dispoziție toate aceste lucruri despre care v-am vorbit. Sâmbătă, la ora 18, dorim să aprindem luminile și să deschidem orașelul copiilor. Sper că cu toată vremea asta, așa cum este, poate reușim și sunt convins că vom reuși să terminăm tot în Piața Unirii. Dacă dumneavoastră doriți să participați, vă faceți deosebită plăcere. Vineri, începând cu ora 9 dimineață, vom merge să distribuim pachetele la creșe și la grădinițe în municipiul Focșani. Dacă doriți să participați, vă așteptăm cu plăcere să mergem împreună să ducem la copii aceste date.